autentice, cu diverse ornamente și pline de culoare. Covoarele din lână sunt cele mai mari avuții în gospodăriile din satul Mihăileni, Rîșcani. Chiar dacă mai puțin aici femeile încățesc, iar pentru ca un covor moldovenesc să prindă culoare, surorile Tatiana și Elena muncesc săptămâni întregi. Au învățat această îndeletnicire încă de mici copile de la mama lor. Din micuță noi am început în casă la noi pe mama. Să cu bunica și am început și noi, încet ușor, ne-am învățat, ne duceam la școală, veneam, ne apucam de țesut, de croșetat și ne da de lucru părinții. Așa îi făceam. Noi am fost 5 fete la părinți și trebuie să facem pentru toate, covoară, țoale. Până au deprins țesutul, au început cu spălatul, scărmânatul și torsul lânii. Am făcut înțuche ca și ea. Șerguț. Și încet ușor am deprins. Și fel de florișă, tot noi da. Ne plăcea asta. Și le scotem noi sângurele, le pictam și le țăsăm noi sângurele. În comparație cu cele de import, covoarele moldovenești au fiecare povestea lor. E natural. Lâna e naturală, lâna e de pe oaie. Noi ținem oi, avem oi, le tundem vara, spălăm, le scărmânăm, torcem încet ușor. Și iarna ne apucăm de lucru. Da, știți mai frumos, eu mă duc în casa mare la mine. Când mă duc acolo și când văd așa, parcă e un peisaj frumos, împodoghiți pe un părete și pe alta covor moldovenesc, e tare frumos. Pentru a menține vie tradiția, tinerii din Mihăileni în fiecare vineri și sâmbătă învață a țese covoare la biblioteca din sat. Aici elevii vin în toată vinerea și sâmbătă unde se ocupă cu... aș spune așa, păstrarea și transmiterea îndeletnicirilor de la oamenii mai în vârstă pentru tânăra generație. Învață diferite tehnici, tehnica țesutului covorului, tehnica țesutului covorului în mițe, covorul în bumbie, ca vedeți că sunt expuse lucrările care învață copiii. Și multe alte îndeletniciri. Doritorii de a admira frumusețea covoarelor de lână, dar și procesul de confecționare, sunt invitați la Festivalul Covorului, care va avea loc pe 21 august în satul Mihăileni, Rîșcani.